Cum te-ai simțit? Ai jucat pentru echipa mare? Câteva gânduri despre acest amical. Bună ziua! Vă dați seama că este un sentiment plăcut să joc la echipa mare. Am venit aici cu gândul de a și rămâne. Am dat totul pe teren și sper să fie cât mai bine în continuare. Tu vii după o perioadă bună la junior, unde ai scris foarte multe goluri. Cum a fost contactul cu prima echipă? Da, chiar am avut un sezon foarte bun, am marcat 20 și ceva de goluri. Primul contact cu echipa mare a fost unul bun, am reușit să mă acomodez printre colegi, chiar este foarte bine. De cât timp faci fotbal? De la vârsta de 7 ani. Și cum te-ai apucat sau cine te-a dus la acest? Păi de mic, de când m-am născut, am fost cu mingea la picior și la vârsta de 7 ani, cum am spus, tata a fost cel care m-a dus și de acolo a apărut pasiunea cea și mare. Ai vrut la Ucluj tot timpul să te iei, să te antrenezi cu cei de la Da, Ucluj? Nu, la început când m-am apucat de fotbal nu vedeam așa în viitor îndepărtat, dar chiar mă bucur că am ajuns la Ucluj, este o echipă cu renume și dau totul pentru echipă. Provii dintr-o familie de sportivi? Da, tata a fost fotbalist, mama handbalistă. Era clar că și eu trebuie să fiu atletic. Unde a jucat tatăl tău fotbal? Tata a jucat la Suceava. Și mama ta handbal? Tot acolo. Și e presiunea mai mare pe tine acum Nu, chiar copii deloc. dintr-o familie de Chiar deloc, sportivi? chiar am noroc că am o familie, mai ales tata fiind fotbalist, îmi dă sfaturi tot timpul și încearcă să mă ajute, la fel și mama. Măcar cu capacele a fost cu tine sau postul diferit? Da, cam același post, extremă sau atacant. Și vine la meciuri, îți face Da, 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 da. bătălie? Tot timpul a venit la meciurile mele și în Cluj, și în deplasări a mai venit. Te mai și critică? Da, la început, pe la 10-11 ani, mă critica când greșeam, dar în modul pozitiv, nu să îmi strice moralul sau ceva. Frați, surori? Nu, nu, sunt singur. E singur. Da. Și ce îți propui, unde îți propui să ajungi să joci? Păi unde mai crește? îmi propun sezonul ăsta să rămân aici. Aș vrea să joc la Ucluj, să-mi arăt valoarea, să dau totul. Și pe viitor vedem ce se va întâmpla. Mai ai goluri de dat și la echipa Mai mare? Am, stați liniștite. Pentru că nu a început încă campionatul. Corect. Trebuie acum ai încălzirea cu meciurile amicale. Ce jucător îți place de la Ucluj? De la Ucluj? De mine. Deja am crescut, nu mai trebuie să fiu de la egal la egal cu jucătorii. Și din afară sau din Liga 1? Nu am niciun jucător așa preferat. Analizez fiecare jucător pe postul meu mai ales și încerc să iau cei mai buni de la ei. La Euro ce favorit mai e? Cu ce echipă ți? Îmi place mult Germania și stilul lor de joc. Crezi că te regăsești în da, timpul mai... acela de joc? Da, chiar am calitățile necesare, cred eu, să fiu la nivelul acela. Să înțeleg că îți dorești, pentru bună trebuie să ajungi în Da, normal, este visul oricărui fotbalist să ajungă cât mai sus. Și din Liga 1 ai o favorită sau? Nu prea vizionez Liga 1, dar mă uit la campionatele mai puternice, la Premier League, Bundesliga, astea.